Sunt însoțit de domnișoara Alexandra. Te rog frumos să văd ce ai învățat, că te-am scos la tablă. Bine. Te rog. Dar să-mi dați notă de trecere, vă rog. Zi tare. Dragii noștri, dacă ați trimis SMS la 1789 cu textul concurs, aveți șansa de a participa la concursul nostru și puteți fi extrași de un computer. Al nostru, împreună, extrași, da? Extrași, parcă suntem în filme americane, când se duc aia în Kandahar să extragă. Extrași. Da. Invitați, aleși. Bine, aleși atunci. Trecem la treabă? Te rog. Alo, putem să-i spunem alo cuiva? Alo? Bună seara. Bună seara, cu cine avem onoarea? Pe rămâna, Sebastian Șerbă numesc. De unde sunteți? Sebastian, ce frumos, din Alba Iulia. Ai fost vreodată cu școala în Alba Iulia? Nu. Alo? E foarte frumos la Alba Iulia, da. Tu stai acolo la Sucevița, la chestiile alea și... În sfârșit. Sebastian! Da, să trăiți. Ne vezi? Ești militar? Da, nu, sănătate, nu. Ai reținut de unde am spus că este extras această frumoasă domnișoară? De prin Suceava. Suceava. Îți dai seama că suntem în direct, nu? Cu această ocazie. Sebastian, ia să vedem noi la ce număr te-ai gândit. M-am gândit la numărul 14. 14 este înspre mine. Prima încercare a fost reușită. Să vedem la a doua încercare, Sebastian, dacă mă umpli de tot, de ape și de spumele norocului. No, câți ani ai? Câți ani ai, Sebastian? Câți ani ai? 42. Mai merge un număr. Mai merge un număr. Haideți să-l încercăm pe 13, în partea cealaltă. Bicicletă. Bună? Sebastian? Da, să-l trăiți. E bună? E bicicletă? Ei, ales bun. Da. Uite, încă una. Doamne ajută, că mai am. Doamne ajută. Multa, mai. Doamne ajută. Ia uite unde era a doua. Și aici sus. Doamne, doamne, odată o să se întâmple, o să vedeți și atunci o să vedeți. Ce melodie ați pregătit pentru când se va întâmpla? Ha? Ciocârlia? Ha? Patru, stați jos și voi. Ferește, mai stați mult lângă puiul și lângă relu. O să cântați de Brahms, de Beethoven ceva. Asta este, dragi prieteni, prima întâmplare a serii. O întâmplare fericită, o bicicletă. Totul este provenit din visteria Alătex. Nu uitați că suntem lansați puternic și